După ce a făcut senzație la România au talent, uite că a ajuns și la Chișinău. Inspirat de David Copperfield, tânărul i-a lăsat pe moldoveni fără grai. Va fi ridicată la 3 metri înălțime, îi se va da foc de aici, se va da foc la 3 metri, iar eu mai puțin de 60 de secunde am ca să evadez din această cutie. Îmi voi pune viața în joc pentru acest număr de magie. Fă cunoștință cu cel mai tare magician din România, Robert Tudor. El este tânărul care și-a demonstrat abilitățile de iluzionist la România au talent și care a și ajuns în finala concursului cu trucuri impresionante și demne de scenele mari. Aflat pentru prima dată la Chișinău, magicianul pur și simplu a făcut furori. De o manieră comică și educativă, artistul ne-a prezentat trucuri de magie cu dispariții și transformări din porumbei în iepurași. Rămâi aici, porumbelule! Spune abracadabra! Hocus pocus! Iepure! Iepure! Uitați-vă, fiți cu ochii pe porumbel! Fiți cu ochii pe porumbel că se transformă! Să uimești un copil sau un matur mai mult? Nu știu, toți rămân uimiți. Adică nu pot să fac comparație între matur și copii. Toți se bucură. Așa sună vocea ta mereu? Nu, uneori ții pentru că am citit foarte mult. Face parte din a discuta, de a transmite mesaje oamenilor și a le înțelege mai bine. De asta țip. În rest nu țip, știi? Îi face parte din show. Și așa m-am, și la România au talent, așa m-am etichetat. Gen magicianul care a țipat. E tablou, da? E pe o creacă. Creaca rămâne goală și nu este să ne dobească. Sare din tablou! A sărit de acolo din tablou! Doamne! Ce fac, băi? Unde ai fost până acum? Ai stat acolo? Stăteai pe creaca acolo, nu te băgă nimeni în seamă! Ia uite câți copii sunt aici la Chișinău! Magia este o artă pe care o practică magicienii, dăruind prin astfel, prin tehnologii diferite, oamenilor o viziune asupra ceea ce se întâmplă, ei crezând că se întâmplă ceva miraculos. Eu, într-adevăr, am unele puteri pe care le fac, dar cu ele încerc să bucur oamenii, să le dau din bucuria mea și să le creeze această iluzie. Magicianul Robert Tudor este inspirat în spectacolele sale de magie de cel mai mare magician din lume, David Copperfield. Robert și David s-au și întâlnit în repetate rânduri. Acum, peste o lună, o să plec să mă văd din nou cu el. Are câte 2-3 spectacole în Las Vegas, David Copperfield, și în la Blackpool în februarie cu Dynamo. Dynamo este cunoscut în Europa. Copiii au memorizat cu ușurință numele Robert Tudor. Ba mai mult, aceștia sunt foarte impresionați de iluzionist și inspirați să devină și ei magicieni. Mi-a plăcut trucul când a făcut să apar iepurașul în loc de porumbei. Mi-a plăcut modul în care el a comunicat cu publicul și mi-a plăcut pentru că are sensul umorului. Și foarte mult am vrut să-l văd. Mi-a plăcut foarte mult trucul cu porumbelul care a ieșit dintr-un tablou. Vreau să spun că mi-a plăcut foarte mult și eu cred că este numai magie. Eu cred așa un pic dacă e magie sau nu. Mie mi s-a părut un pic că la primul truc am văzut că o schimbat. Crezi că n-a făcut magie? A mințit? Numai cel la trucul îmi pare că a fost adevărat. M-a mai mirat faptul că cum a ieșit porumbelul ăla din tablou. Chiar nu înțelegeam de ce. Asta parcă nici n-a fost truc, dar nici n-a fost magie. Așa a fost o iluzie. Șarmul meu am carisma, după cum vezi. Nu știu, habar n-am. Pur și simplu sunt sincer cu oamenii. Cel mai frumos număr de magie din viața mea pe care l-am făcut a fost venirea copilului meu pe lume. Aia a fost o adevărată magie. Iar al doilea număr a fost cel din semifinală, România au talent. Nu mai iubi, căci nu mai e timp să iubim. Nu mai e timp să ne bucurăm. Nu mai e timp să ne îmbrățișăm. Un singur lucru, cred că se bazează, toate lucrurile pe care le faci în viață, se bazează pe un lucru.
dragoste. Dacă faci totul cu dragoste, nimic nu este imposibil. Spectacolul a durat 2 ore, 2 ore de magie și mult umor.